subnovoie. Ideea că sunt influențat constant. Sunt că toate lucrurile din jurul meu, tot ce mi se întâmplă, toate persoanele cu care intru în contact și îmi lasă vadă o parte din mine, mă schimbă, mă definesc și mă modelează constant. Mă consumă mereu ideea asta. Ideea că nu știu cine sunt, că sunt doar suma influențelor mele. Doar suma lucrurilor care mi s-au întâmplat, iar de vreme ce nu pot controla ceea ce mi se întâmplă, înseamnă că nu pot controla ceea ce devin. Odată cu această realizare, mintea mea se întoarce împotriva propriilor mele gânduri ca un carcer. Mă înrăiesc de propriile convingeri, de întreaga mea percepție asupra lumii și a propriei persoane. Cuvintele pe care tocmai le-am citat sunt gândurile lui Sebac, unul dintre personajele cărții Fața în palme, scrisă de Maria Helle. Chiar dacă nu mi-aparțin aceste gânduri, mă regăsesc perfect în ele. Uneori mă întreb cine sunt. Ca să aflu acest lucru, încep să mă analizez. Apoi îmi dau seama că există diferență între persoana care sunt și persoana care aș vrea să fiu. Și atunci aș vrea să-mi dau un update, să mă îmbunătățesc. De multe ori am impresia că mă pot schimba peste noapte. Mă pot trezi a doua zi, în urmă de a gândi cu o altă percepție asupra lumii și cu alte concepții. Dar vine dimineața, iar eu sunt tot aici. Am aceleași gânduri, aceleași concepții, aceleași teme și aceleași defecte. Uneori vreau să evadez și atunci mă afund într-o lume virtuală, în seriale. Dar și aici problemele existențiale sunt aceleași. Personajele se întreabă dacă sunt capabile să se schimbe sau dacă se vor întoarce mereu la vechi minte. Un lucru pe care l-am observat, care nu mă ajută să, care mă împiedică să mă schimb și să mă dezvolt, este faptul că mă concentrez pe deșert în loc să mă concentrez pe progres. Spre exemplu, dacă vreau să renunț la un obicei negativ sau dacă vreau să implementez un obicei nou, sănătos în viața mea, cum ar fi respectarea orelor de somn sau respectarea meselor principale ale zilei, zicem că reușesc să mă țin 2 săptămâni de un anumit program. Iar în 15-a zi clachez. Faptul că am plecat în 15-a zi m-a face să mă critic foarte aspru. Și nu voi mai ține cont de progresul făcut. Îmi vreau să fie aceea greșeală, aceea atenție care nu am respectat ca un sfânt. Un alt lucru care mă împiedică este faptul că îmi setez obiective prea înalte. Încerc să fac pași prea mari, prea repede. Dacă în toate cursurile de dezvoltare personală ne învață să ne împărțim obiectivele în pași mărunți. În momente precum cel descris mai devreme, am nevoie de un prieten care să fie alături de mine, să mă susțină, să mă sprijine, să-și exprime încrederea în mine și să-mi amintească de asemenea că pentru a elimina un obicei negativ sau pentru a implementa un obicei nou, e nevoie de timp. Și că o persoană nu e definită de un singur aspect al personalității sale sau de o singură greșeală pe care a făcut-o. Dar foarte rar se întâmplă să vină cineva din exterior să facă acest lucru. De aceea vreau să învăț să devin eu cel mai bun prieten al meu. Iar odată conștientizate toate aceste lucruri, sunt sigur că vei rămâne și tu. Un alt lucru pe care mi-am vrea să știți despre mine este faptul că îmi place să fiu înconjurat de oameni. Am nevoie de compania lor pentru a mă întâlni cu energia, încrederea și siguranța pe care le-am are. Sau, ca să concluzionez folosind cuvintele lui Sebar, toate persoanele cu care intru în contact mă definesc și mă modelează constant.